Ca la noi la Nimeni, polițiștii au identificat trei bărbați bănuiți de comiterea infracțiunii de furt al unui clopot aparținând unui lăcaș de cult. După ce l-au furat, aceștia s-au gândit să-l vândă la fier vechi. Conform mesajul.ro, din cercetările efectuate de către polițiștii secției numărul 2 Poliție Rurală Ciurea, a rezultat faptul că cei trei bărbați s-ar fi deplasat pe raza comunei Ciurea, iar din curtea neîmprejmuită a unui lăcaș de cult, aceștia ar fi sustras un clopot, pe care ulterior l-ar fi tăiat și valorificat la un depozit de colectare a fierului vechi. Pe parcursul cercetărilor, polițiștii au efectuat 5 percheziții domiciliare, fiind ridicate în vederea completării probatoriului mai multe obiecte și mijloace de probă. De asemenea, pe numele celor 3 persoane au fost emise mandate de aducere. 2 dintre bărbați au fost depistați de către polițiști și prezentați parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, instanță care a stabilit plasarea lor sub control judiciar pentru 60 de zile. Cea de-a 3-a persoană este căutată de polițiști în vederea conducerii la cercetări, relatează mesajul.ro.